Fuego, un cântăreț extrem de apreciat și iubit, a dezvăluit recent că își acordă o atenție sporită sănătății, în special după ce a împlinit 40 de ani, o vârstă la care problemele cardiace pot începe să apară. Cunoscut sub numele de scenă Fuego, dar al cărui nume real este Paul Surugiu, este un artist deosebit de popular în România. El este nu doar cântăreț, ci și actor, compozitor, realizator de radio și editorialist. Fuego a cucerit inimile multor oameni cu melodiile sale emoționante. Duetele sale cu Irina Login sunt deosebit de apreciate, devenind o prezență constantă în casele și inimile a sute de mii de oameni, mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă. Întotdeauna afișând o atitudine optimistă și un zâmbet contagios, Fuego a discutat, într-un interviu acordat pentru W1 News, despre modul în care își păstrează sănătatea, mai ales după ce a aflat despre problemele de sănătate ale părinților săi. În cadrul aceluiași interviu, Fuego a vorbit despre cauza morții tatălui său și despre cum a ales să fie mai atent la sănătatea sa cardiacă. Acesta a menționat că tatăl său a avut o problemă cardiacă moștenită, sublinind că părinții săi nu au decedat din cauza cancerului, ci datorită problemelor cardiace. Fuego a continuat să vorbească despre sănătatea sa, explicând că, după ce a aflat despre problemele cardiace ale părinților săi, a început să fie mai conștient și să-și monitorizeze mai atent sănătatea. El a subliniat importanța tehnologiei medicale moderne, precum EKG-ul, care poate oferi detalii precise despre funcționarea inimii și rolul crucial al unui cardiolog competent în evaluarea stării de sănătate a inimii. De asemenea, artistul a menționat că, pentru a-și menține starea de sănătate, a început să ia vitamine regulat, în special de când a descoperit că are un deficit de vitamina D. El a povestit că a contactat un medic care i-a recomandat să ia vitamina D în fiecare dimineață, pentru tot restul vieții. Fuego a subliniat importanța acestei vitamine în organism, menționând că de jumătate de an nu a întrerupt administrarea acestei vitamine. În plus, Fuego a subliniat importanța medicamentelor pentru persoanele care au trecut de vârsta de 40 de ani, menționând că, la această vârstă, este esențial să se ia anumite medicamente care sunt ușor de administrat. Acesta a explicat că în fiecare dimineață, după masă, își ia pastila necesară, ceea ce îl ajută să-și mențină sănătatea într-o stare bună.